Voi începe prin a citi un cuvânt din Scripturi, drept laudă pentru Domnul, așa obișnuiesc de fiecare dată la început. De data aceasta din Psalmul 92, unde scrie de la versetul 1, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetul arfei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Oare am avut și astăzi motive, dacă am privit atent, cum scrie Roman 1, în jur, ca să îl lăudăm pe Dumnezeu? Astăzi soarele și-a făcut cursul? Trupul nostru a funcționat, au fost condiții pentru viață? Doar nu degeaba suntem în viață, da? Ba mai mult, suntem în adunare, suntem în pace, în libertate, pentru toate acestea este frumos să lăudăm numele Domnului. Toate acestea sunt posibile grație bunătății Tale, Doamne. Așa să spună fiecare și să o spune mereu, amin. Cât despre voi toți, vă binecuvintez aici în casa Domnului, să vă dea Domnul, cum spune Pavel la Efeseni 1, pricepere sfântă să vă lumineze ochii inimii și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Eu cred că voi sunteți tineri inteligenți în ale școlii, în plan profesional, dar cel mai important este să cunoaștem adevărurile eterne. Pentru că toate celelalte sunt de o folosință foarte limitată în raport cu eternitatea. În nădejdea aceasta, vă rog să mă urmăriți în Scripturi ceea ce voi citi, să fiți atenți, să gândiți, să judecați și mai înțelept ar fi să și punem în practică ceea ce învățăm. Amin? Vreau să vorbim despre relația cu lucrurile materiale. Aparținem acestui pământ în călătoria noastră spre eternitate, suntem dependenți de pământ și de tot ceea ce ține de materie. În primul rând, să intrăm direct în subiect, vreau să vorbim despre muncă. Vă place subiectul? De când a apărut munca sub soare? La 2 zile după ce a apărut soarele. Soarele a fost făcut în ziua a 4-a și în ziua a 6-a, Dumnezeu când a creat pe om, ce i-a spus? Genesa, capitolul 2. Să luăm așa frumușel de la început. Citeți de la versetul 15. Domnul Dumnezeu l-a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze. La scurtă vreme, omul a păcătuit și întoarcem pagina, citim în capitolul 3, versetul 17. După ce a fost inițial binecuvântat, pământul a suportat un blestem și de atunci spin și pălămidă și spune omului cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, nu s-a amintit de pensionare. Versetul 19, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Fără pâine, adică fără hrană, este viață. Și pâine nu este corect să existe fără muncă. Vă amintiți cine a scris și unde în Scripturi se găsește cine nu muncește nici să nu mănânce? Așa. Ce ziceți voi așa, fiecare să-și răspundă pentru sine? Cam de la ce vârstă un copilaș n-ar mai fi îndrept să mănânce dacă nu muncește? Pe cei de la pieptul mamei îi iertăm, nu? Dar cam de la ce vârstă, de exemplu, băieții ăștia, unde se înscriu? Unii băgăm cu bebelașii sau cu voi ceilalți? Dragii mei, spune Scriptura în Cartea Proverbele, vă citesc din capitolul 12, despre o comoară. Știți, tot în Proverbe scrie că și casa și averea le moștenim și agrem astfel de favoruri, deși uneori ni se atribuie doar mai târziu în viață, dar din Proverbe 12 cu 27 înțeleg că fiecare dintre voi, except ce fac cei bolnavi, au o comoară. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Se spune că un copil a cerut ceva cadou la tatăl său, nu mai știu exact ce,
Și tatăl i-a spus, o să-ți primești cadoul, dar mai întâi te duci și trebuia să pun în saci grâu aflat într-o grămadă mare undeva, într-un depozit. Și a zis, nu, eu vreau întâi să primesc cadoul. Și tatăl i-a spus, îl vei primi de îndată ce vei munci. Pentru că tata ascunsese cadoul în grâu. Și pentru că s-a tot târguit și până la urmă, într-un târziu a făcut, și a zis el, dar putea mai repede să intru în posesia cadoului. Dar n-a fost gata să accepte povara muncii. Hai să vă citesc și alte versete din cartea Proverbele. Și când o să citiți cartea asta, e bine citit de mai multe ori pe an, Proverbele, are foarte multe versete despre muncă. De exemplu, scrie în capitolul 10, versetul 4. Cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește. Dar mâna celor harnici îmbogățește. Se poate la cineva să fie, de exemplu, numai mâna stângă leneșă sau numai dreapta sau amândouă, de regulă, la fel. Deci, iată că poți munci și totuși să sărăcești. Cum? Vă dau un exemplu. Să ameni primăvara în grădină, nu te duci să plivești buruienile, decât așa le mai vizitezi la două săptămâni, uiți să irighezi, să fie odată grădina dacă este secetă și tu ai muncit, nu? Dar de fapt ai sărăcit, că poate n-ai mai scos nici producția, că te-ai pus acolo, de exemplu, dacă e vorba de cartofi, hai să zicem că sămânța de știu eu de morcov nu fi foarte scumpă. Dar mâna celor harnici îmbogățește. Deci iată cum e foarte important ce facem cu mâinile noastre. Apoi, tot din cartea Proverbele, vă citesc din capitolul 6, ceva de asemenea important despre muncă, de la versetul 6. Du-te la furnică, leneșule. Apropo, oare este vreun leneș în sală? Vă amintiți cineva până la vârsta asta să vă fi spus că sunteți leneși? Nu ne spuneți nouă, numai vă amintiți despre voi, dacă e vorba. Poate vei spune, numai la învățătură, ne-a zis. Uite-te cu băgare la, de seamă la căile ei. Ce să învățăm de la o furnică? Cine a văzut vreo furnică tolănită la soare sau la umbră? A zărit careva? Că-s multe, trebuia să zărim vreuna. La noi în țară nu sunt furnici din alea mai mari, cum sunt în alte părți, dar tot observam vreuna, nu? Ea n-are căpetenie, nici privighetor, nici stăpân și totuși pregătește hrana vara, sănătatea de mâncări în timpul secerișului. Cel puțin două lucruri se pot învăța de aici. Să muncești fără să te pună alții. Sper că nu vă întristați părinții când vă roagă să munciți și să nu munciți, nu? Și să muncești la orar. Că degeaba te duci când nu-i sezon, nu? Ce se face atunci? Ce să mai culegem? Chiar și roadele, gata, pregătite, dacă nu le-am cules când a fost toamnă, acum iarna. E prea târziu. Are, dragii mei, cartea Proverbele, repet, foarte multe versete despre muncă. Condamnă cu fermitate lenevia, de exemplu, scrie în 18 cu 9. Încadrând pe leneș într-o categorie foarte vinovată. Cine se lenevește în lucrul lui, este frate cu cel ce nimicește. De exemplu, te-ai apucat să faci o casă, o lași neacoperită, se umezește zidurile, intră în paragină, e ca și cum ai fi bombardat-o. Cel ce a bombardat-o, cel ce nimicește, a distrus-o dintr-o dată, tu ai distrus-o lent. Rezultatul e doar o chestiune de timp. Dar mai târziu este același. Scrie, se rămâne cu Biblia deschisă aici în 19 cu 24, leneșul își vâră mâna în strachină și nu o duce înapoi la gură. Ce înseamnă asta? Turul funcționează, returul nu funcționează. Adică oameni care se apucă de un lucru și îl lasă așa nefăcut.
Fetelor, vă amintiți de vreun exemplu din Biblie? Vreo femeie sau vreo fată așa foarte harnică, vă amintiți de una? Spre care scrie că nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Știți ce muncea, da? Aduna spice în urma secerătorilor. Și a rămas pe ogorul lui Boaz până la sfârșitul seceratului. A fost apreciată pentru asta. N-avea nevoie un om cu avere ca și Boaz de o femeie leneșă, nu? Și să mai spun despre bărbați, că doar munca nu i-a dat-o Dumnezeu la Eva, nu? Vorbim toată telefon cu un frate și zic, ce faci? Ce mi-a ajuns soția în grădină? Eu zic, eu știu că grădina a dat Dumnezeu la bărbați și femeia să-l ajute. Dragii mei, bărbatul are 150% forță brută mai mult decât femeia. Femeia pusă la muncă peste capacitatea ei are probleme ori din psihic. Bărbatul nu are nimic. Poate munci până cade în fund, cum se spune. Și pentru că cel puțin unul dintre voi, ca să nu spun toți câteodată, vă gândiți la căsătorie câteodată, da? Știți că leneșul nu are voie să se căsătorească? Vă amintiți din Biblie cine a muncit cel mai mult până să primească o fată? Ani de zile, nu? 7 ani pentru o fată și pentru că n-a fost cea dorită, încă 7 ani. A muncit ușor sau greu? Avea serviciu ușor? A computer numai, nu? Și a zis către socrul său care vrea să-l înșele și mai apoi. O vorbă, scrie în Biblie, nu vă spun unde. Când am să muncesc și pentru casa mea? Asta pentru bărbați și pentru femei, spune la 1 Timotei, la capitolul 5, de la versetul 13, că unele se deprind să umble fără nicio treabă. Fără nicio treabă. Din casă în casă. Acum e mai ușor de umblat din casă în casă fără nicio treabă, că mergi online, nu? Și te duci la una, așa, gas și pe altă. Sau dai telefon. Nu numai că sunt leneșe, dar au și alte vicii. Vreau doar ca să se mărite, să fie gospodine. Și ca să închei ideea, vă citesc din 1 Corinteni, din capitolul 7, că atât băieți cât și fete, cei care vor să se căsătorească, ceilalți oricum mai vin la tineret și mai învățăm pe parcurs lecția asta cu munca, dar cel puțin ăștia care vor și de cumva au și harul să o facă și sperăm să fie și bine, scrie 1 Corinteni 7:33, cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii și asta înseamnă muncă. Cea nemăritată se poate dedica mai mult slujirii, dar cea măritată, 34, se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Cu asta nu vreau să vă exploatez, voi aminti mai târziu de anumite limite, dar aș vrea să fiu înțeles și să fim cu toții de acord și dacă ar fi să semnăm un proces verbal, să spunem că toți pocăiții sunt harnici. Muncesc la sezon, își fac treaba până la capăt și fie ca peste munca voastră să dea Dumnezeu binecuvântare. În raport cu lucrurile materiale, pe lângă muncă, ce surată mai găsim? Una, cred eu, care trebuie să fie născută imediat după ea, trebuie să fie dărnicia. Ce spune Biblia despre aceasta? În cartea Proverbe, la capitolul 31, îi vorbește o mamă fiului ei că dacă se va căsători, îi dorește să aibă o nevastă darnică. Mai întâi este harnică. Și scrie 31:15, ea se scoală și așa mai departe. Dar citesc acum versetul 20. Ea-și întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Dacă ar fi să reprezentăm munca prin mișcarea braților, ar însemna să ridicăm de jos și să adunăm în brațe, nu? Dar dărnicia te face să-ți și întinzi brațele, să dai și altora. A spus Domnul Iisus Hristos că tot timpul vor fi săraci. Sunt și bolnavi. Marta a fost harnică, dar ce să-i cerem lui Lazar că era bolnav?
Vreau să vă prezint exemplul lui Iov, care a fost caracterizat de dărnicie, de bunăvoință față de alții. Și accentuez acest aspect pentru că există riscul, spun chiar ispita, să fim zgârciți, să nu dăm nici partea Domnului, să nu ajutăm nici pe săraci și să pierdem mari binecuvântări și răsplătiri aici și în eternitatea lui Dumnezeu. Recent mi-a fost dat să aud mărturia unei surori care pentru un moment a fost plecată și a venit înapoi și a spus: ce castel mă așteaptă, așa e de mare, am vrut să vă cazez pe toți. Și spunea sora că i-a relatat: știu cum a adunat din banii ei și vizita spitalele, îi cunoștea pe săraci. Și ajungem îndată la spusele Domnului, care a zis că se va ține cont de acest aspect, dar dacă nu muncim, nu avem ce da, că doar n-am furat de la alții să avem ce da, nu? Că spune Efeseni 4, cine fura să nu mai fure, să muncească, ca să aibă să și de ea, vedeți că după muncă imediat se înscrie dărnicia. Dar să citim despre Iov. Spune în capitolul 31, de la versetul 16. Rog să observați imperativitatea cuvintelor sale. Dacă n-am dat săracilor ce îmi cereau, și-a cerut greu blestem dacă n-ar fi fost așa, dacă am făcut să topească de plus ochii vădrei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fie avut și el partea lui din ea, atenție, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, nu mai târziu când fii tu cu bani mulți, acum. Eu care de la naștere am sprijinit pe vădru, auzi, din copilărie să înveți dărnicia. Dacă am văzut pe cel norocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fie încălzit din lâna neilor mei. Iată bunătatea lui exprimată în dărnicie. Citeam undeva că un om servea masa într-un local, s-a văzut afară un copilaș uitându-se prin sticlă. Și-a dat seama că e flământ, l-a chemat, i-a comandat ceva, l-a pus lângă el la masă și copilașul tot uita afară. Și omul, crezând că acum copilașul va gusta cu mare satisfacție și a fi privit spre el ca un, spre un mare binefăcător, zice: de ce te tot uiți afară? Și îl vezi, l-a lipit cu nasul de sticlă, l-ai frate, bă. Cum să mănânc în timp ce el se uită la mine și el nu mănâncă? Cheamă-l și pe el. Dragii mei, învățați-vă de acum, prin a împărți un sandwich, prin a da un bănuț. Văduva cât a avut. Uneori mai puțin decât voi, nu? I-a dat și Dumnezeu a notat aceasta. Amintesc, vă spuneam, spusele Domnului din Matei 25, ce se va rosti în ziua repartiției finale, 25 de la versetul 35, am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav, ați venit să mă vedeți. Doamne, când te-am văzut noi? În aceste ipostaze. 40. Ori de câte ori s-a făcut aceste lucruri, nu între cei acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Care dacă ar ști că trece Domnul Iisus prin Deva și n-are nici de un corn cu sau fără ciocolată, nu s-ar grăbi să meargă să-i dea el primul? Dar Domnul Iisus este întruchipat în orice necăjit. Spune Scriptura în Psalmul 42, în 112, că se trag multe binefaceri de aici. Când ești bolnav, ai anestezie de la Dumnezeu, ți se calmează durerile. Când vei fi în nevoie, îmi spune un vers frumos: dă din pâinea ta oricui și banii tăi cu bucurie și atunci când tu nu vei avea, 1000 au să-ți dea și ție. Și ți se va răsplăti.
Poate uneori am îndemn să vă spun, nu din banii voștri neapărat trebuie să dați. Poate din ceea ce se adună dintre altora, să faceți voi aceste deplasări, să duceți ceva cuiva, poate nu mult. Încercați să vă rugați să prindeți o undă călăuzitoare, unde și ce să duceți. Dumnezeu chiar poate să vă folosească în a dărui. Îmi spunea un frate din nordul țării că s-a visat într-o noapte să ducă ceva la o soră în vârstă și nu s-a grăbit să ducă atunci, s-a dus peste 2 săptămâni. Bucuros, a dus 2 plase sau cât a dus la sora aceea și ea spune, o, lipsit, am fost acum 2 săptămâni. Dar ți-am adus și eu acum, acum n-am unde să le pun, că la mine frigiderul e mic. Dar soră, lasă-le și astea, n-am unde, că nu stau acum. Dar o să le duc, du-le unde vrei. Și zice, fratele, am ieșit în stradă cu 2 plase și auzeam în urechi vocea sorei. Du-le unde vrei. Cu continuarea, se spune Domnul, că atunci când ți-a spus unde să le duci, n-ai fost gata să te duci. Hotărâți-vă așadar să fiți milostivi. Vă amintiți din Noul Testament, să faceți și puțină recapitulare? Ce biserică sau ce credincioși a vrut Apostolul Pavel să-i excepteze de la adunarea darurilor pentru Ierusalim și ei l-au rugat cu mari stăruințe că vor să doneze și ei. Știți cine? Spuneți. Așa, macedonienii din Filip. Erau caracterizați, spune în 2 Cronici, capitolul 8, Corinteni, de o sărăcie lucie. M-a mai scris ceva în Filipeni 4 despre ei. Și poate uneori vă caracterizează și pe voi. Filipeni 4, versetul 10. Amintește Apostolul Pavel în scrisoare despre bucuria care a avut-o când a primit ceva. Am avut o mare bucurie când în sfârșit ați putut să vă înnoiți iar simțămintele voastre față de mine. Și acum minunea. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Asta înseamnă, orică ar fi vrut să dea, dar încă n-aveau ce, orică aveau, dar nu știau cu ce ocazie să trimite la Roma. Să ai și să nu știi, să n-ai inimă să dai, este în totală opoziție cu a te gândi să dai și încă a nu avea resursele necesare. Și îi binecuvintează pentru aceasta cu ceea ce scrie aici în versetul 19 și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Ați vrea una acasă? După bogăția sa în slavă de Iisus Hristos. Când dăruiești, culegi rugăciuni. Spune a 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 12. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Versetul 14. Și îi va face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă. Ați văzut? Nu mai insist. Eu zic că am adus destule argumente pentru cine vrea să dea, nu? Pentru ceilalți, vorba aceea. Dacă vrei să dispersezi o mulțime, să anunți că face colectă. Și se împrăște. Dragii mei, ba mai scrie Biblia aici, dacă totuși cu Biblia deschisă aici, hai, cite și asta că sună frumos. 9:7. E concluzia. Nu impunem taxe și impozite, că poate se măiesc la stat și facem alergie. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de filă, că și pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Am citit adineauri că cel căruia îi dai te iubește, ba te iubește și Dumnezeu. Ce mai vrei? Câștigi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fiți darnici. Și când o să vă căsătoriți, apropo de ce spuneam înainte, să fie darnic și bărbatul și nevasta, ca să n-aibă discuții. O altă surată a muncii economiile, capitalizarea. Trebuie să punem și bani deoparte, să-i depozităm, să nu cheltuim tot.
Am auzit unele declarații de-a lungul slujirii mele cu unii care merg în magazin, poate cea mai extremă exprimare a fost ceva de genul, ce n-am știut că trebuie să mai aduc și bani acasă. Dragii mei, eu sunt economist de profesie. Venituri minus cheltuieli egal profit. Cât și ce vom economisi? Acum sunt reclame, să ne ia mai mulți bani decât avem noi. Și este o febră a cheltuielilor. Ba că e Vinerea Neagră, ba că e nu știu cum. Acum sunteți tineri. Sunteți în putere. Și dacă vă învățați să economisiți cu banii puțini care îi aveți, la noi nu e o mentalitate ca în Bucovina, deși cel puțin nu ar mai trebui cel în parte. Am întrebat pe un băiat, avea 22-23 de ani, avea deja casa ridicată la roșu. De când te-ai apucat de ea? E fundația, am făcut-o cu banii din alocație. Mi-am amintesc că într-o zi, unul dintre băieți îmi spune, tata, colegul meu are zilnic bani la el. Și colegul tău stă la casă sau la bloc? La bloc. Deci am avut un avantaj. Zic că vrei să vindești noi casă, ne rămâne ceva bani să ne mutăm la bloc? Și nu, stăm la casă. Da, dar iar îmi spune, dar are bani la el. Bine, îți dau și ce. Și după câteva zile întreb, zic, mai ai din banii ce ți-am dat? Nu, ce rog eu? Este un chioșc în școală și mi-am cumpărat ceva. Dar nu ți-a pus mama mâncare? Ba da, dar nu ți-a pus destul? Ba da, da. Zic, tu nu știi că cei ce au pus chioșcul în școală l-au pus ca să vă ia banii? Nu scrie așa pe chioșc? Nu scrie. Dar așa trebuie citit. Și uite ce treaba asta. Eu am avut niște bani, ți-a spus să dau ție. Eu ți-am dat. Acum, nu-i mai am nici eu, nu-i mai ai nici tu. I-au luat. Nu era mai bine dacă îi păstram? Fetelor, voi, poate cel mai vulnerabil, sunteți la haine, așa-i? Era o vorbă în popor mai de mult. Tu să-mi cumpăr haine, că vin sărbătorile. Și răspunsul era, dar ce vin cu băta? Dacă nu ai haine, primești. Învățați-vă, dragile mele, să vă cumpărați haine când se uzează astea și când se modifică talia. Pentru că altfel este doar o grămadă de haine în plus pe care vă este greu să o țineți în ordine, drept uneori. Mi-am amintit că am dormit odată în cameră la două fete. Deci au plecat și părinții m-au culcat acolo. Și mi-a pus umerașul meu cu haine acolo. Măi, așa-mi venea să fac eu curat. Dar cum să facem asta? Și se spune că cel mai ușor se ține curățenia când ai mai puține obiecte în jur. Când ai obiecte utile. Știți de ce se schimbă moda frecvent? Că se cumpere alte haine. Și spunea românul Gala Galaction, la modă să nu fii nici primul, nici ultimul, că ăștia amândoi de râs. Și ne păstrăm așa, într-o condiție medie și să facem economii. Băieți, voi cu ce consumați mai mult bani? Unii cu mâncare din aia care nu-i sănătoasă, nu? Ce vă economii să facem noi numai cu 50 de lei? Încă 50 de lei să faci 100, nu? Ce trebuie matematică? Te descurci cu tabla adunării. Nu trebuie neapărat tabla mulțirii dacă vrei să faci economii. Nu peste măsură. Poate vă amintiți de versetul acela din Proverbe. E șa de bine acolo. Proverbe, capitolul 11. Versetul 24. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Despre dărnicie am vorbit adineori. Un altul care economisește prea mult în așa fel încât ni se nu dăruiască. Nu face decât să se răcească. Deci se economisiți, dar nu prea mult. Păi niște oameni care trăiesc cu spaimă, că vor rămâne fără una sau fără alta, teamă exagerată
de viitor. Știți ce a spus prorocul Elisei, ca să luăm un exemplu, a doua împărați, capitolul 4, unei mame care în sfârșit avea și bani, a scăpat copiii de robie, a scăpat de datorii și scrie în versetul 7, a dus și a spus omul Dumnezeu și acesta i-a zis, du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Vă rog să vă gândiți, trebuia cheltuiți banii ăștia toți într-o săptămână? Nu, să ajungă. Știu când era următorul venit, că nu era la următoarea pensie, nu? A povestit atunci un frate că mergea pe tren și din vorbă în vorbă, discutând cu o femeie, aceasta spunea că merge la prietena ei și îi duce cadou 31 de plicuri goale. Știți de ce? Tot timpul aceea se plângea că nu-i ajung banii, nu mai știu, de la un salar la altul sau de la o pensie la alta. Și a spus, îi duc 31 de plicuri, se împartă banii, ăștia-s pentru întâi, ăștia-s pentru doi. Și nu o să spună la urmă că în 26 n-are bani. Deschide plicul cu data 26. O să fiți econom? Să înseamnă întâi să fii muncit, că dacă nu 0 ori 0, pune lumea 0. Și nu cumva să faceți economii până nu v-ați făcut partea de dărnicie. Se spune că Alexandru Ion Cuza a întrebat pe un țăran, te descurci cu cât câștigi? Da, 6 crițari. Îmi dă boierul. Și cum te descurci? A zis, 2 îi dau în datorie, 2 îi cheltui și 2 îi dau împrumut. Cum? Am 2 părinți pe care trebuie să-i îngrijesc, ăștia-s datorie. Cheltui numai 2 pentru mine și nevastă și 2 îi dau împrumut. Dau la copii, ca în viitor să aibă și ei grijă de mine. Trebuie să avem în vedere ce în jur, viitorul, și să chipzuim bine lucrurile. Amin? Veți face economii? Mai întrebați-vă care sunteți în familie, de când o predica fratele ăsta despre economii, tu cât ai adunat? Și poate să spună, am tot adunat, până când odată am dat la colectă. Asta ar fi ceva. Bun. Că Dumnezeu te va ajuta din nou să economisești, dar nu să spui, am tot adunat până când i-am dus la mol. E un sac fără fund. N-au decât să vă alimentezi. Dumnezeu să vă dea și priceperea aceasta. Și încă un aspect scurt. Deci am spus muncă, dărnicie, economii, investiții. Spune în Proverbe 31 despre femeia asta foarte capabilă. Mă gândeam la femeia asta în Proverbe 31. Cum să zic? Ați vrea băieți una de asta ca nevastă sau să întreb din coace? Vreți voi să fiți una din asta? Ordinea operațiilor întâi să fiți voi, apoi să vrea ei, nu? Iată ce face între altele femeia aceasta. Versetul 16. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Este câștiguri în timp, dar nu doar așa la burse de valori speculativ. Cumpărăm acțiunile de la o firmă la gândul că în viitor va prospera și va crește valoarea reală. Exemplu în agricultură. Să cumperi un teren, să plantezi ceva nuci, cireși și așa mai departe. Mi-am zis că eram odată în Oltenia. Și mi-a spus la niște frați care se plângeau că nu sunt ajutați mai mult. Mi-a spus să investească, pentru că nu au fonduri europene. Pământ aveți? Avem. Puteți în pădure. Adunați acolo. Cireși, mieri, peri, păduțel și așa mai departe. Îi plantați. Vă învățați toți. Puteți lua crenguțe de aici de acolo și doar cu muncă. Și în viitor poți să ai ceva. Veți investi? Dar vă rog, nu vă hazardați.
Investițiile trebuie să fie făcute așa, după un studiu de fezabilitate corespunzător. Ca nu cumva să investim, cum spuneam, speculativ și în urmă să pierdem. Și sper să nu vrea cineva să investească la loterie, nu? Acum sunt investiții din astea pe internet cu bani din ăștia scriptici, cu diferite criptomonede și așa mai departe. Eu zic să nu băgați mâna tare adânc. A fost la Cluj cu ani în urmă. Caritas, poate ați auzit. Dădeai 100 de lei și îți dădea 800 înapoi. Și bieții oameni credeau că asta e posibil. Și în primele serii s-a funcționat. Țin minte că spunea cineva, zice, mi-a umplut brațul de bani. Era coadă mare la toate ghișeile, plasă n-am avut. Unde se duc așa? Mă teamă că îmi pică fișicurile cu bani pe acolo printre oameni. I-am luat de la un ghișeu și am băgat la altul. La gândul că o să-mi dea. De 8 ori pe atât o să vin cu porbagajul după ei. Mă, nu l-am mai chemat. Pentru că se știa că nu poate să funcționeze la nesfârșit așa ceva. Fiți investitori, dar nu vă hazardați. Nu credeți orice. Că se poate câștiga atâta și atâta. Spune-mi proverbe. Hai să vă citesc doar așa scurt și cu asta am încheiat prima parte. Proverbe 13 cu 11. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Să nu vrem dintr-o dată și să fim mulțumiți așa. Sau Proverbe 20 cu 21. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu cumva să ne prindă lăcomia. Investițiile să fie chipzuite. Observați, femeia asta în Proverbe 21 a spus că ea cumpără un ogor. Și acolo s-a gândit să dească o vie. Nu s-a gândit să-l cumpere doar așa că vor crește prețurile. Dar dacă vor scădea. Numai Elisei, dacă îi descopere Domnul, știe cum vor fi în viitor prețurile, nu? Vine minte cazul unui român care s-a îmbogățit în America și când s-a văzut cu mai multe proprietăți, a zis, acum mă vând. Și cu tot ce a avut, s-a înhămat, a intrat în bănci, a vrut să facă un cartier. Și a venit criza din 2008 și a rămas exact cum era atunci când a fost în America. Pe zero. Să fie toate cu înțelepciune. Deci nu uitați și mă opresc. Muncă, dărnicie, economii și investiții. Amin.